Salutăm, sunt Viorel Teacă. Salutare, Alin Constantin. Secția 21, sectorul 6 București. Lucrăm amândoi, este nouul meu partener de mai bine de o lună. M-am înțeles foarte bine cu el și sper să ne înțelegem în continuare. Teacă, oprește circulația, ui! Asta a fost prima noastră interacțiune în București, dar sper că nu te-ai supărat. Veneau mașinile din față, de aia ți-am spus, dar asta deja rămâne o vorbă. Teacă, oprește circulația! Da, prima dată când a luat contact cu mine, el m-a pus să opresc circulația. Iar scuza lui este că venea unul cu viteză și era frică să nu mă omoare ăla. Dar eu gradele ține, respect oricum. Da, și eu te respect pe tine, stai liniștit, n-am să te uit niciodată pe treaba asta. Așa? Nu uit, adică. Dar nu uitați! Trecem peste asta. De ce suntem noi aici? Corect. Suntem în timpul serviciului. Acum plouă afară, ne-am refugiat și noi, că fiindcă plouă torențial, ne-am refugiat și noi pentru un minut. Suntem aici în București, în afară de a face serviciu și cu alt scop, filmăm pentru AXN și de aceea vă invităm și pe noastră ca să vedeți, fapt pe voi toți, să vedeți exact ceea ce face un polițist în timpul serviciului pe AXN începând de luni, da? 14 da. Noiembrie, începând cu ora 18 de luni până vineri, pe fiecare săptămână, pe AXN România, filmul Oamenii Legii. Dar nu uitați, acest proiect este făcut în vederea combaterii și prevenirii faptelor antisociale. Am zis bine? Tăiem pe problemă. Având în vedere că nu suntem oratori, nu suntem nici actori, nu suntem nici speakeri motivaționali, eu zic că ne descurcăm bine. E important să ne descurcăm bine acolo în stradă, să voi să ne apreciați pe noi, fiindcă noi de asta suntem în stradă pentru voi. Ce să vă spunem, vă iubim, știți cum se spune, te iubesc, dar nu mai pot. Vă iubim sincer și noi ne-am făcut polițiști din dragoste pentru munca asta de poliție. Da? Da. Cred că spune asta. Și o să ne ducem misiunea până la capăt. Nu ducem... Cum adică murim în... El vrea să spune că murim în film. Nici în film, măcar nu murim. Sperăm să murim în patul nostru. Da? Corect. Să avem grijă de voi. Sincer, acum vă transmitem mesajul nostru de apreciere pentru voi toți și nu uitați să ne urmăriți de luni până vineri, începând cu 14 noiembrie, ora 18, AXN în România. Oamenii Legii. Oamenii Legii.